E foarte mare bezna acum, asta e la sol. Și nu se mai vede absolut nimic. Bă, și ai văzut că sunt mulți de aia, frate, care n-au lumină, n-au nimic, da, erau scutere pe stradă. Da, sau scutere, frate, n-aveau nimic. Văd că la început inconștiența acum devine deja joaca cu, nu știu cum să zic, te joci cu soarta, ca să zic așa. Din punctul meu de vedere, facă testul ce spune în atran. Nu, ne oprim undeva, ne oprim, gata. După aproape 12 ore din momentul în care ne-am trezit, drumul ratat de vreo 5 ori, scrie acolo mâine. Băieții ăștia vor să luăm acum 4 scutere cu care să mergem aproape 500 de km pe care ți-i facem în 2 zile. Experiența mea pe scuter este aproape 0, pentru că n-am spus nimănui exact ce vrem să facem cu scuterele astea, unde mergem. A fost ideea lui și toată lumea a percutat la această idee după negocieri și discuții. Practic o să mergem cu scuterele de aici până în Natrang. Deci noi suntem aici în Ho Chi Minh City. Vrem să mergem în seara asta să noptăm probabil în mâine. Și până o să mergem în Natrang. După care scuterele se vor întoarce aici în Saigon cu un bus. O să fie o experiență foarte interesantă. Ăsta e al meu, ăsta lui George, al lui Cătă. Bertie e deja pe sistem acolo. Meu arată un pic mai bine ca ale voastre. Da, ăsta este scuterul lui Cătă. Da, mă, tu ai cea mai mare experiență, la tine nu contează. E ok, pentru că uite, aici pot să-mi dau înapoi kilometrajul cu mâna, fiindcă nu am geam. Bă, băiatul, te bagi în față, n-am la rând eu. Uite, frate, cum se bagă în față românul ăla, bă, dacă ai văzut vreodată așa ceva. E haos total, frate, deci haos total. Uitați ce e aici. Subscribe Backpack Your Life, cofeteria Victoria. Cum e, Autocarma? Autocarma, dați share dacă vreți piese gratis. Așa și? Floreria Amelie. Exact de cine era teamă, să nu ne pierdem pe drum. Nu știu cum dracu ne-am învârtit pe aici și vedeți, suntem doar 3. Berti, ăla a luat-o pe sus, pe acolo. Ori dacă nu, la intersecția anterioară a făcut undeva stânga. Suntem acum cu el pe WhatsApp, doar că nu putem să ne dăm seama unde trebuie să ajungem. GPS-ul pe care l-a luat Cătă este foarte, foarte, foarte slab. Internetul e prost și noi încă nu am ieșit din Ho Chi Minh. Nu-i nimic, suntem toți acum. Credeam că te-am pierdut, Berti. Aici. Suntem bine, băieții? Da, doar că nu mai vorbești în engleză, vorbești în vietnameză. Și ce, mă, nu știi? Zice Yangon, Yangon. Zice, ce faci, mă? Ce faci, mă? Vă filmez. No, yes, the GPS. No, hi, wait. Yes, now we want to go out. Yeah. Se pare că nu avem voie cu scuterele pe autostradă și nu știm acum exact unde trebuie să mergem. Trebuie să resetăm GPS-ul acum. Oh, deci chiar nu ne-am dat seama că nu avem voie pe autostradă. Nu ne-am dat seama, nimeni nu știu chestia asta. Și acum probabil că va trebui să ne întoarcem vreo câțiva kilometri în partea aia și să luăm pe un drum alternativ ceva de genul ăsta. Adevărul e că era cam puțin calificativ. La un moment dat nu mai era absolut niciun scuter pe lume. Eram doar noi, da. Te înroșii, frate. Așa sunt eu mai sensibil. Te ustură? Nu încă, dar o să mor la noapte. Găsit GPS-ul, ne-a întors pe autostradă. A treia la stânga? Iată ce ne arată ăsta, direcțiile aici. Nu avem nici cea mai vagă idee pe unde suntem acum. Și de aici cât mai avem? Cât zice? 180 de kilometri. E sete, zici că e Sahara. Și mie mi-e f... Chivu ne ține spatele, frate. Hello! Aici este absolut teribil unde suntem acum. Habar n-avem. S-a dus Cătă în față, nu. Cătă e aici, în spatele meu ar trebui să fie Cătălin.
Dar nu știu ce e aici în față, frate. Oricum se merge teribil. Cum ți se pare dealul ăsta din față? Bertie ăsta mare de aici, dealul ăsta. E imaginea idilică, pe aia pe care ne-o doream, nu, Berti? Da, putem să ne găsim cazare pe aici. Dacă acum îl pierdusem pe Cătălin. Uite-l, e cu George acolo. S-a oprit și apă. Am făcut prima oprire, cum te simți, Berti? Mamă, știi cum te-ai bronzat? Știi cum te-ai bronzat? Da, sper să mă fii azi. Și George? Eu mă simt sub, uite, se vede, am avut ceasul la mână. Ia, stai, mai la toată. Mamă, ești nebun, se vede. Acolo și Cătă. O să încercăm să mâncăm ceva, nici nu știu, cred că am mers vreo 4 km în 6 ore. Deci e ok, mai avem vreo 160 de km, estimez eu. Dar e frumos. Băga, hai să băgăm la încărcat telefoane și cine trebuie. Da. Și acum o să mâncăm, pentru prima oară de când au venit băieții, niște noodles 100%. Ia zi, George. Avem 137 de kilometri. Hai, Penelope! 137, asta înseamnă vreo 3 ore. Cam așa. Cam așa. Frumos. Frumos, da. E bine. Poate era doar jumate când am plecat. Știu clasa. 60 am dat și dincolo. Am făcut o mică oprire să alimentăm. E destul de obositoare toată plimbarea asta. Cred că mai avem acum vreo 2 ore și jumătate, dar nu renunțăm. Renunțăm, mă, Iazi? De ce nu renunțăm, mă, Iazi? Pentru că noi nu renunțăm niciodată. Rezist, nu? Rezist, da. Așa. Cu noapte mai avem o oră jumate de mers. Câți kilometri mai sunt, mă, de aici? 70-75. 87. Cam așa e acum lumina. Uitați-vă și voi cum vin mașinile. Și fără faruri, fără nimic. Adică sunt, uite de ce cum se vede. Vine și frig uneori. Mai e așa, de fapt, cred că mă trec fiorii de la asta, pielea arsă. Da, 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 vezi că aia e problema. Am oprit până la urmă undeva. Hai să vedem acum cum se prezintă o cameră de hotel aici. Nici nu știu unde suntem. Hai. Am luat, eu mi-am luat cheia, da. Ia. Dar lumina nu avem? Ia. Stai. E o cameră simplă, cu baie. Eu nu vă dorm aici. Cum? Eu nu dorm aici. Cu baie, cu niște păinge. Imediat. O secundă. În general, problema nu se pune de... Când acum stăm și discutăm exact ce să facem. Să luăm o decizie frumoasă împreună, pentru că am plecat împreună. Luăm decizia împreună. Nu, nu, că nu ne înțelegem. Spuneți noastră. Să-i zonară. Tam, nou. Am luat decizia să mergem mai departe, prin noapte. După aproape 12 ore din momentul în care ne-am trezit, drumul ratat de vreo 5 ori, scrie acolo, mâine, noaptea ca... Backpack. Noaptea ca Backpack Your Life! Uhu! În sfârșit, am ajuns, așa... I will tell you in the morning. What time is the breakfast? What time? Ah, for breakfast. Ăștia de aici, care erau afară, sunt beți mangă. Da? Numai noi suntem singurii proști care nu suntem beți mangă. Young gentleman. Old gentleman. Hai să vedem unde a rezervat Chivo aici. Cred că Chivo are ceva combinație aici. Stăm pe protocol în seara asta? Uite câte șopurile albe. Ah, stai că am lăsat pe șapoartele acolo. Păi le lași acolo, da, și le iei mâine dimineață oricum. Da? Da. Sigur? La astea mari, da. Mă, că stai din pădure, mă. Ia. Lumină.
E foarte ok, mă, ce. Acțiune. Foarte ok. Acolo piscina, mă, cum am zis că o băbă repede. Și restaurant. Și restaurant. Micul dejun este... Păi nu, dar acum să ne mănâncă. Da. A, uite, ce în sfârșit avem o baie mare. Bună? Asta este de micul dejun, le-aș lăsa pe toate aici și ne rupem fiecare dimineață dacă merge cineva mai devreme, da? Da, așa e. Vă place, ok? Da, arată foarte ok. Hai să închid și eu, hai să închid și eu vlogul ăsta, cum vă simțiți? Cum te simți, George? Păi obosit, dar satisfăcut. Obosit, dar satisfăcut, sună bine asta. Ce facem? Cred că o să stăm și mâine seara aici, nu? Da, cred că da. Facem da, cumva și stăm. Hai să vedem cum e cu rezervarea aia. Dacă, să vedem cum putem schimba rezervarea. Dacă se poate schimba, dacă e flexibilă și... Așa. Ok. Asta a fost. O să mai avem încă o zi cu scuterele, probabil poimine, să vedem ce decizie luăm. Vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat la noi. Suntem super obosiți. Dar eu vă spun că vă iubesc. La revedere, noapte bună, pa, pa!